sunteți împreună de aproape două decenii. După acest reality show ați mai descoperit ceva ce nu știați unul despre celălalt? Da. N-am fi zis, dar da. Multe lucruri. Am descoperit că mai vrem împreună, că ne place. A fost ok, 19 ani, why not? A fost abia începutul. Acum, serios vorbim. Dacă noi, după atâția ani, și am trecut prin foarte multe lucruri, am fost și sus, și jos, și la mijloc, și peste tot, și ne gândeam că dacă am trecut de pandemie, când am stat non-stop împreună, noi nefiind obișnuiți să stăm non-stop împreună, am zis, măi, nici pandemia nu ne-a despărțit acum, chiar ce să ne mai despart? Și când am acceptat această Pisica propunere... Pisica de la Moș Crăciun, spun eu, că mai... Să nu dezvoltăm subiectul ăsta, dar povestim atunci... Povestim în altă, vă aștept pe Instagram, vă zic eu. Când am acceptat să participăm la acest concurs, ne-am gândit, zic, și dacă ne enervăm, și zic, dacă și de ăsta trecem și chiar nu venim de acolo cu nervii praștie și... Și chiar nu ne ducem la notar să divorțăm. Exact. La psiholog ați ajuns? Vreodată? Da. Eu mă duc normal, eu mă duc ca la sală. Nu, eu am început să mă duc fix înainte de proiect, pentru că am intrat într-o stare din aia de anxietate în ceea ce privește pe Ilinca. Pentru că abia atunci când s-a apropiat momentul, mi-am dat seama că eu pe Ilinca s-ar putea să nu mai văd o lună și ceva. Și ce mă fac, noi fiind așa de când s-a născut. Și am continuat să mergem la terapie și după ce ne-am întors de power couple. Cum ați rezolvat cu Ilinca? A rămas cu bunicii? A rămas cu bunicii. Bine, ea e obișnuită cu bunicii de când s-a născut. Singură, da. Nu ai exclus. Are 7 ani sau 8? Șase, da. Mulțumim. Și culmea este clasa 0. Pentru că noi am apucat o lună. Culmea că noi am plecat fix când i-a început școala. La asta mă refeream. Este clasa 0 și noi am prins doar o lună din primul ei an de școală și iar alte frustrări. Doamne, ce mamă sunt eu? Plec și las copilul la casă. Bine, nu, era... Eu, bunica, adică mama mea, este ca și mama ei. A crescut-o de când s-a născut. Ea, bunica, a locuit cu noi 4 ani jumate, aproape 5, nu știu, mult timp. Ar mai fi putut să mai locuiască cu 2-3. Are și ea o viață totuși. Și știam că e obișnuită cu ei, dar nu se compară. Tu ți-ai făcut mustrări de conștiință? Păi cum să nu-ți faci mustrări de conștiință? Doar că la mine au fost... Cumva la mine sunt mai controlată, pentru că eu plec foarte des. Plecând săptămânal de acasă, la mine e ceva obișnuit. Nu-i... Bine, că acum plec 3, 4, 5, 6, 5 zile, nu-i nimic neobișnuit, dar nu se compară cu fix momentul în care povesteam că am putea să stăm acolo o lună și ceva. Și când v-ați întors, de ce ați mai mers la terapie? Am mers la terapie pentru că Ilinca a suferit cumva o ușoară anxietate și am zis că e cazul să vedem dacă se întâmplă ceva, dacă e ceva în neregulă cu asta și e totul ok. Noi mergem separat, noi nu mergem de cuplu de nebuni. Nu, că da, separat. Mergem de nebuni separați. Adică... Noi suntem nebuni separat, adică el e nebunul cu el, nebunatici separat. Ce frici v-ați învins acolo? Cele de înălțime și, bine, nu pot să zic că le-am învins, e mult spus, dar... Bă, le-ai învins, nu. Nu, adică... Nici nu te-ai gândit. Da, nu m-am gândit pentru că eram în competiție și, fiind o fire competitivă, nici nu mi-am pus problema să renunț vreodată. Dar n-am reușit să-mi înving teama asta de apă. Eu cu apa am o problemă reală, nu știu să înot de frică de apă. În cazul tău, ce temeri ți-ai învins? Dușul îmi place. Mie îmi place mult apa, mă bucur tare. Eu asta numai în apă, eu n-am o problemă în sensul ăsta. Mă bucur că Ilinca face aceeași chestie. Da, ce bine că noți. Ce bine că nu ești ca noți, că nu trebuie să stau cu tine tot timpul. Și ce m-a enervat la emisiune? M-a enervat că nu știai niciodată ce se întâmplă peste 5 minute. Bă, nimic, blank, 100 de oameni din echipa de producție, sperai, mergeai așa, cerei din ochi, zi-mă ceva! Și erau toți așa. Noi ne făceam scenarii înainte de fiecare probă, ne imagineam ce era mai grav. Că ne aruncă din avion cu parașuta. Că mâncăm nu știu ce reptile și nu știu ce. Deci cele mai negre scenarii erau în capul nostru. Și plecam cu alea așa. Și am zis, mamă, și acum ce fac? Și de-aia a fost foarte dificil și atunci când investeai.
că nu știam toate detaliile.